Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată, ne aflăm la casa care aseară, la această oră, ardea în flăcări. Și după cum vedeți și dumneavoastră, nu s-a mai putut face absolut nimic. Flăcările au mistuit tot acoperișul casei și în casă. Această familie are nevoie acum de ajutorul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cei care puteți să ajutați această familie. Este o familie formată din mamă, fiică și un nepot. Cei care sunt și vor să ne ajute pot să ne sune pe numărul de telefon 0730854639. Mulți banii, dacă vor să doneze careva banii, pot dona la primăria Hudești. Cei din zona noastră, din zona Hudeștiului, Concești, Darabani și celelalte localități limitrofe, se pot adresa primăriei Hudești sau Valii Hudești, Glasul Nordului. Încercăm de mâine să demolăm această casă care o vedeți dumneavoastră în spate, pentru că nu mai avem ce face cu ea. Nu se mai poate, este toată. Rog din inimă, cei care vor să ajute familia să o facă din inimă și nu din obligație. Mai mulți putem ajuta pe unul, dar unul singur nu poate ajuta pe mai mulți. Așa că totul rămâne la aprecierea dumneavoastră. Cei care vor să doneze haine sau alimente, zahăr, ulei, grâu, făină, fiecare ce poate, atât, doar atât, de la fiecare și vom face și încercăm ca această casă care o vedeți în spatele nostru, care aseară, la această oră, ardea în flăcări, ați văzut și dumneavoastră filmulețul care l-am postat aseară și pe România TV, această casă vreau ca în câteva săptămâni să începem și să se numească casă, iar această familie distrusă de flăcări, să le redăm din nou zâmbetul pe buze. Bună seara, dragii mei! Iată, ne aflăm la casa Roazii de aseară, aceea care ați văzut-o dumneavoastră în flăcări, la ora 21:05, când proprietara casei a sunat la 112. Dragii mei, totul s-a dus pe apa sâmbetei, cum se spune. Totul a luat foc. Grâul din pod, porumbul din pod, fasolea din pod, nuci, tot a dispărut, le-a înghițit flăcările. Totul ceea ce vrem să facem noi, cu ajutorul dumneavoastră, este să demolăm această casă și să reconstruim din nou, de la zero, o căsuță cu două camere și un holișor. Mai mult nu au nevoie. Această familie au nevoie să intre pe iarnă așa, cu un acoperiș deasupra capului, pentru că casa deja este toată strâmbă, este din furci, este de tip vechi, înainte prisurile erau mai înalte, erau până aici când eram copil, Dumnezeu a vrut să o mai acolo, nu din cauza banilor, această casă n-a putut să facă. Și cu ajutorul dumneavoastră încercăm să ridicăm această casă și să ajutăm această familie. Noi suntem mulți, ei sunt doar trei. Pe acești trei îi putem ajuta noi, cei din Baranca, din Hudești, din Alba, din Mlenăuț, din Concești, din Vatra, din Bașeu, din Havrna, Mlenăuț, cei care vor să doneze și care văd acest filmuleț, am nevoie de la dumneavoastră de un bolțar. Să strâng acei bolțari și să ridicăm această casă. Și tot cu ajutorul dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, cu sprijinul autorităților locale, vom încerca să ridicăm această casă din temelie până sus, în vârf.
vă vom ține la curent pe Facebook cu totul. Vom fi vizibili pe internet și vom arăta în fiecare zi ceea ce noi construim. Știți că am mai avut cazuri și dumneavoastră ați fost alături de mine. Ce ai nevoie acum de moment? De toate cele. În primul rând trebuie de la temelie. Deci ne ocupăm noi. Acum de moment dumneavoastră. Mâncare. Cei care pot să doneze. Un salam. Care? Conserve. Mai mult conserve, că aragazul este... Frigiderul este terminat și nu mai are cum unde acolo. Dacă cineva poate să doneze un frigider, un aragaz, o butelie, sunt bine primite la această familie. Ne mă găsiți pe Valii Cudești, numărul meu l-aveți și pe Facebook, numărul meu l-aveți și pe site-ul de știri Glasul Nordului. Mă cunoașteți destul de bine. Vrem să ajutăm această familie pentru că doar noi putem și să nu stăm la mila altora. Suntem o comunitate frumoasă, o comunitate mare, o comunitate care putem să ne ajutăm. Prin unitate, fiind uniți, o să ajutăm ca această familie să revină în casa lor și să le redăm zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc din suflet și vă vom ține la curent cu tot ceea ce voi face aici, în dealul la Tanti Maricica. Vă mulțumesc!